Egiptul este la un pas de o nouă revoluție. Sute de mii de oameni au demonstrat pentru a cincea zi consecutiv în piața Tahrir din Cairo, acuzând liderii militari că pun la cale o dictatură. La presiunea străzii, comitetul militar care conduce Egiptul a fost nevoit să facă unele concesii. Astăzi, guvernul a demisionat și s-a decis formarea unui cabinet de Uniune Națională. De asemenea, liderii militari au anunțat că vor ceda atribuțiile unei puteri civile la sfârșitul lunii iunie, anul viitor, când vor fi alegeri prezidențiale. Protestele violente din ultimele zile s-au soldat cu peste 30 de morți și 1700 de răniți.